Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie. Astăzi ne-am propus să discutăm despre un eveniment important care a avut loc în perioada 4-11 februarie 1945, conferința de la Ialta. Profesorul lecției de astăzi este doctorul habilitat în științe istorice, Anatol Petrencu. Bună ziua, domn profesor, și bine ați revenit la lecție. Bună ziua și bine v-am găsit. Domn profesor, 4 februarie 1945, demarau lucrările conferinței de la Ialta, conferința Crimeei, așa cum mai este cunoscută în istoriografie. Pentru început aș vrea să ne spuneți care era contextul în lume, în Europa, pentru că cel de-al doilea război mondial nu era încheiat. Germania nazistă continua să lupte. Pe ce fundal a început acea conferință? Cine a venit cu ideea organizării și care au fost obiectivele, motivele convocării acelei conferințe de la Ialta? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o. În al doilea rând vreau să spun că este o temă foarte importantă și știți de ce? Ea a fost importantă atunci, evenimentul propriu-zis în cadrul celui de al doilea război mondial, dar este foarte actuală și astăzi când observăm tendințele Federației Ruse de astăzi de a împărți sferele de interes cu Occidentul, cu NATO. Deci este foarte important să analizăm acele evenimente istorice și contextul în care s-a convocat această conferință a fost următorul. A fost a doua conferință a celor trei mari, așa s-au numit ei, adică este vorba de președintele Statelor Unite Delano Roosevelt, este vorba de primul ministru Winston Churchill și Stalin, conducătorul URSS. Și iată, a fost o situație când era clar deja că Germania este pe cale de a fi înfrântă, Germania nazistă. Și inițiativa i-a părțit lui Franklin Delano Roosevelt, președintelui american, care a considerat că este nevoie ca cei trei mari lideri a coaliției antihitleriste să se întrunească încă o dată și să discute perspectivele războiului în Europa, pe ultima lui fază. Stalin a acceptat. Au fost mai multe propuneri unde să se întâlnească. Stalin, cred că știți, era foarte fricos să zboare cu avionul și nu a dorit să zboare cu avionul. A spus că undeva pe teritoriul URSS. Și aici este un moment tot așa foarte interesant care trebuie cumva menționat. Liderii occidentali au acceptat să vină în Crimeea. Și ei au venit în noaptea de la 12-3 februarie. În mod normal, așa spune protocolul diplomatic, cel care întâlnește trebuie să fie omologul respectiv. Adică dacă nu președintele Statelor Unite, în mod și primul ministru Marii Britanii, în mod firesc, trebuia să fie Stalin cel care îi întâmpina. Dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și aici sigur că sunt... Pe aeroport, cei doi politicieni granzi ai lumii, Winston Churchill și Roosevelt, au fost întâmpinați de Vyacheslav Molotov. De Molotov, da, da. Sigur că este un moment de măreție a Rusiei, pe de o parte, de umilire a partenerilor lor occidentali și asta s-a simțit. În general, nu ar trebui să întâmple lucrurile astea, dar așa s-a întâmplat și pe data de 4 februarie, când a venit Stalin, când a sosit cu trenul, atunci a început conferința. Seara zilei de 22 ianuarie 1945, președintele american Franklin Delano Roosevelt urcă pe vapor și pornește spre conferința de la Ialta. Pe 2 februarie 1945, după o călătorie de 11 zile pe apă, vaporul oprește în insula Malta din Marea Mediterană. Tot în acea zi, în Malta, la bordul unui avion, ajunge și premierul britanic Winston Churchill. Pe 3 februarie, Roosevelt și Churchill urcă în două avioane care iau direcția peninsulei Crimeea. Aceștia au zburat la mare altitudine pentru a evita un eventual atac din partea nemților. Iar dictatorul sovietic Iosif Stalin, pentru că îi era frică să zboare cu avionul, ajunge în Crimeea la bordul unui tren blindat, parcurgând o distanță de 1200 de kilometri, în timp ce premierul britanic și președintele american au parcurs 4000 și respectiv 10.000 de kilometri.
În amiază zile de 3 februarie 1945, Franklin Delano Roosevelt și Winston Churchill aterizează în peninsula Crimeia. Cei doi însă nu au fost întâmpinați de Stalin, așa cum s-ar cuveni, potrivit cutumei diplomatice. Liderul sovietic l-a delegat pe comisarul pentru afaceri externe, Vyacheslav Molotov, să întâmpine oaspeții. Duminică, 4 februarie 1945, Palatul Livadia. Aici era cazat președintele american și tot aici s-au desfășurat lucrările conferinței. Prima ședință începe la ora 17. Iosif Stalin își face primul apariția, însoțit de Vyacheslav Molotov. La scurt timp, vine și premierul britanic, Winston Churchill, însoțit de fiica acestuia, Sarah. La intrare, Churchill a fost întâmpinat de fiica liderului de la Washington, Anna Roosevelt. Principalul subiect al discuției din acea zi a fost situația din Europa. Presa nu a avut acces în sala unde aveau loc negocierile. Filmările de protocol au fost realizate din motive de securitate de unii dintre militari și persoanele civile din cadrul delegațiilor statelor aliate. După 6 zile de negocieri, în ziua de vineri, 9 februarie, jurnaliștilor americani, britanici și sovietici li se permite accesul în curtea Palatului Livadia pentru a realiza imagini video și foto cu cei 3 lideri mondiali ai vremii, pentru a demonstra unitatea aliaților în fața dușmanului comun, Germania nazistă. Acum ce s-a întâmplat cu Crimeea? Aici Crimeea către această perioadă deja era eliberată de sovietici. A fost frontul 4 ucrainean, care odată cu ocuparea sau eliberarea, cum spun rușii, a Crimeei, iată că s-a lichidat. Crimeea era încă în ruine, dar s-au făcut toate lucrările pentru a amenaja, pentru așa mai departe, s-a găsit un palat, palatul construit de Nicolae al II-lea, reședința de vară a împăratului, la Livadia. Și eu am fost acolo, deci o sală la parter, o sală foarte mare, aici au avut loc ședințele în plen a delegaților. Și tot aici a fost cazată și delegația americană cu Roosevelt. Englezii au fost cazați în altă, delegația, mă refer la delegația engleză, în altă parte, și rușii în a treia parte. Dar lucrările aici s-au concentrat și ordinea de zi a fost soarta Germaniei. În primul rând asta s-a discutat și în plus câteva probleme mai tot importante, dar auxiliare victoria asupra Germaniei naziste. Revenind la locul stabilit pentru desfășurarea acelei conferințe, credeți că la mijloc a fost și un șiretlic din partea sovieticilor pentru că, de exemplu, președintele american era foarte bolnav, iar până în Crimeea, până la Ialta, trebuia să parcurgă o distanță foarte lungă. Mă gândesc, oare nu cumva inclusiv sovieticii și-au dorit ca, fiind bolnav, Roosevelt, parcurgând o asemenea distanță, să fie obosit în timpul negocierilor? Și aici aș vrea să-l citez pe premierul britanic, care a afirmat atunci, citez: "Nu se putea găsi un loc mai rău decât Ialta, nici dacă l-am fi căutat 10 ani mai târziu." Este greu de spus dacă a fost șeretlic, dar ceea ce pot să vă spun cu siguranță este dorința lui Stalin, a conducerii ăsta, de a impresiona pe cei care invită. Că așa s-a întâmplat, de exemplu, cu De Gaulle în 1944. Președintele, el atunci era prim-ministru al guvernului provizoriu, el urma să se întâlnească cu el și delegația, dar i-au dus la Stalingrad ca să vadă ruinele, ca să le impresioneze pe De Gaulle. Acum, același lucru, deci Ialta era distrusă și prin prejurul orașului, de asemenea, era orașul în ruine. Și asta, cred că tot un moment psihologic așa, de a arăta cât de mult a suferit Uniunea Sovietică. Asta a fost. Acum, în ceea ce privește, este adevărat că Roosevelt era pe ultimele zile, va muri pe 12 aprilie. Ținând cont de stenograma care s-a păstrat, rușii au publicat stenograma, poate nu chiar așa cum a fost în realitate, dar oricum este, poate puțin peptanat am în vedere. Dar oricum, el, Roosevelt, a fost cel care a deschis conferința, el a fost cel care a monitorizat, a internit activ în discuții, adică judecând după stenogramă, nu putem să spunem că el a fost oarecum obosit sau necompetent. Nu avem așa prilej. A fost o tactică pe care a ales-o Stalin. Sigur că a urmărit ceva,
Locul era îndepărtat pentru ceilalți protagoniști ai întâlnirii, mai ales pentru Roosevelt, care a trebuit să facă o călătorie îndelungată și fiind, e drept, și bolnav în acea perioadă. Ialta, care se află în sudul Ucrainei, în acel moment a fost aleasă probabil că, pe de o parte, pentru a le oferi un disconfort lui Churchill și lui Roosevelt, dar pe de altă parte și pentru că după ce au aterizat a trebuit să facă un drum de peste 5 ore până în oraș, până în sudul peninsulei, pe un drum complicat, dar au fost obligați în această călătorie să vadă și distrugerile războiului în peninsulă. Și Roosevelt, în special, a fost impresionat de ceea ce a văzut. Și atunci efectul a fost dublu asupra celor doi și probabil că a gândit Stalin că va conta în negocierile care urmau în zilele următoare. În mod evident, Stalin și-a dorit ca această întâlnire să aibă loc pe teritoriul Uniunii Sovietice și a fost parte a tacticii pe care a abordat-o. La Ialta, în februarie 1945, s-au discutat patru mari teme. Germania, ce se va întâmpla cu Germania după capitulare, Polonia, aceeași problemă ridicată după ce Polonia urma să fie eliberată, înființarea Națiunilor Unite, ceea ce s-a întâmplat câteva luni mai târziu, și Japonia, pentru că Roosevelt avea o problemă în acel moment, avea nevoie de sprijinul Uniunii Sovietice și a fost pe agenda în special a președintelui american. Toate aceste patru mari teme au fost discutate, dezbătute și s-a stabilit o conduită și s-au luat anumite decizii în privința lor. Dar înainte de conferința propriu-zisă, Stalin, dar și sovieticii în general, s-au pregătit minuțios de acest eveniment. Citeam undeva că serviciile speciale de la Moscova au împânzit cu microfoane, inclusiv Palatul Livadia, clădirile în care au fost adăpostite delegațiile străine, inclusiv prin tufișurile din preajma locului unde aveau loc negocierile, erau instalate microfoane pentru a intercepta acele delegații străine. Da, eu nu exclud, deși n-am citit, dar ceea ce spuneți dumneavoastră se referă la Teheran, la conferința de la Teheran din decembrie 1943, când s-a observat că Stalin puțin întârzie la ședință. Și pe urmă s-a constatat că, de fapt, în locul unde era delegația, în camerele în care, pentru că delegația americană la Teheran a fost cazată în incinta ambasadei URSS. Și acolo s-au descoperit microfoane secrete. Și era o echipă de traducători în frunte cu ficiorul lui Beria, care știa foarte bine limba engleză, și făcea traducerea discuțiilor delegației americane înainte de a veni la ședința în plen a conferinței. Asta acolo, da. Dar aici, dacă citi undeva, poate, eu nu exclud că este așa ceva, poate să fie. Deci știți, acum 45 de acum lucrurile erau în folosul URSS. Ei nu mai aveau nevoie mare să asculte ce vorbesc americani între dinși. Dar Roosevelt și Churchill erau realiști? Știau cu cine au de a face? Eu cred că da. Mai ales Churchill, care de mult îl cunoștea pe Stalin, cunoștea Uniunea Sovietică, așa că el știa despre cine este vorba. Și eu cred că era destul de bine pregătit. Cine și ce interese urmărea la acea conferință de la Ialta? Cine și cu ce agendă a venit, pe de o parte Uniunea Sovietică, pe de altă parte Statele Unite și Marea Britanie? Pe 4 februarie, în prima ședință plenară, s-a făcut schimb de opinii în ceea ce privește situația de pe fronturi. Generalul sovietic Antonov a prezentat situația frontului de est,
Iar generalul Marshall a prezentat situația frontului de vest și a făcut schimb de informații, câte tankuri are, câte artilerie și așa mai departe, ce doresc să realizeze în continuare, cât de mult să înainteze unii și alții. Și aici s-a tras concluzia că e bine ca statele majore ale forțelor militare și de o parte și de alta să conlucreze ele între ele, ca să coordoneze activitatea militară de distrugere a Germaniei. Ce s-a întâmplat? Acum, începând cu a doua ședință plenară, s-au discutat probleme politice. Și prima problemă, fără îndoială, a fost viitorul Germaniei. Președintele american a considerat că Germania trebuie dezmembrată. Aici e cuvântul care s-a discutat atunci. Nu împărțită, dar s-a insistat asupra dezmembrării. Și președintele Roosevelt considera că Germania trebuie să fie dezmembrată în 5 state independente germane. De ce? De ce? Pentru că întotdeauna când Germania era unită, era o forță care punea în primejdie pacea în Europa. Și atunci, ca să nu se mai întâmple în viitor, ca să asigure pacea în Europa, să dezmembreze și să slăbească puterea unică a Germaniei. Deci, privește Churchill, el considera că Germania trebuie părțită în două. Prusia pe de-o parte și Bavaria pe de altă parte. Și câteva acolo orașe și râuri, canale să fie sub deci, protecție internațională. Stalin, bineînțeles, ar fi dorit o Germanie comunistă, o Germanie întreagă, dar n-a putut să nu țină cont de cei ce spuneau cei de vis-a-vis de dânsul și i-a întrebat, da, Germania va avea un singur guvern sau vor fi câteva guverne? Cum să înțelegem noi lucrul ăsta? Cum să ne adresăm germanilor? Și al doilea moment care cel mai mult îl preocupa pe Stalin, asta plata reparațiilor de război. Deci Stalin a insistat aici de mai multe ori, spunând că Uniunea Sovietică a suferit de pe urma războiului, că trebuie Germania să plătească reparații de război și s-a ajuns în discuții, s-a ajuns la suma de 20 de miliarde de dolari, la cursul dolarului din 1939, pentru că pe parcursul războiului s-a mai devalorizat dolarul american și 50% din această sumă se revine Uniunii Sovietice. De aici au pornit discuțiile și până la urmă s-a tras concluzia că fiecare stat care va distruge, deci dintre marile puteri am în vedere, va ocupa o zonă de ocupație. Va lua o zonă de ocupație, așa se numește, zonă de ocupație. Câteodată studenții se tem de cuvântul ăsta, așa au fost, zonă de ocupație. Deci s-a decis împărțirea Germaniei în zone de ocupație. În zonă de ocupație, da, între aceste trei mari puteri, la care Churchill a spus că Franța tot trebuie să aibă o zonă de ocupație. Stalin a fost împotrivă, spunând că facem precedent. Înseamnă că și Polonia să vrea zonă de ocupație, înseamnă că și Iugoslavia o să vrea, nu dăm nimănui. Churchill a fost foarte insistent și a spus totuși au fost aliații noștri și așa. Stalin și ei prost au luptat în 1940, prea degrabă au capitulat în fața Germaniei. Ei, discuția asta a fost, până la urmă Stalin a zis așa, dacă voi vreți să-i dați francezilor o zonă de ocupație, din contul vostru dați. Și atunci așa s-a întâmplat, două landuri, două pământuri Germaniei au fost cedate și Franței și atunci când Germania a capitulat, aceste teritorii au fost împărțite între cele patru, deja cu Franța, patru mari puteri. Sigur că fiecare urmărea câte ceva. Stalin, evident, pe Stalin îl interesa în primul rând ce se va întâmpla cu Germania după capitulare, care vor fi daunele pe care Uniunea Sovietică le va lua după câștigarea războiului, cum va fi împărțit Berlinul. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Stalin era extrem de interesat de Europa Centrală și de Est, de țările care urmau să fie eliberate sau țările foste satelit ale axei. Și aceste două teme au fost bine jucate de Stalin, în timp ce Roosevelt a venit cu cea despre Națiunile Unite, a venit cu Japonia, iar Churchill, care e unul dintre, dacă nu chiar cel mai pragmatic politician britanic,
A fost interesat mai mult de, sigur, s-a discutat, s-a negociat mult despre împărțirea Berlinului și ocuparea acestei țări, dar a fost interesat și de țările din Europa Centrală și de Est, de ce se va întâmpla cu aceste regimuri la sfârșitul războiului. Stalin a apelat la aceste mici tertipuri, mai întârzia la discuții, la ședințele programate, nu foarte mult, dar destul încât să se lase așteptat. Uneori era extrem de amabil și îngăduitor, alteori răspundea chiar agresiv. Fiecare și-a dezvoltat tactica așa cum a considerat de cuviință. Dar, în general, care era atmosfera în timpul negocierilor? Era una suficient de calmă, prietenoasă sau nu prea? Mai existau și era crize corect. Nervoase? Atmosfera, discuțiile erau corecte în general, erau aliați, înțelegeți? Ei se întâlneau militare deosebit, experții politici deosebit. Așa că, ca să spunem că era o atmosferă așa tensionată, nu. A fost o atmosferă ca între aliați. Și aici, sigur că inteligența factorilor de decizie a fost foarte importantă. Cel mai aprig așa apărător al Occidentului a fost Winston Churchill. El era cel care era mai, așa, mai aprins împotriva lui Stalin. Pe când Franklin Delano Roosevelt era mai tolerant, era mai împăciuitor între aceștia doi. Pentru că își dorea implicarea Uniunii Sovietice în războiul din Pacific, probabil. Asta, domnul Vasile, aici tot trebuie de precizat niște lucruri. Eu cred că nu asta era. Cel care vrea să intre în război împotriva Japoniei a fost Stalin. Numai că trebuie așa de menționat că în 1941 între Japonia și Uniunea Sovietică a fost semnat un tratat de neagresiune unul față de altul. Și Japonia era și membra tratatului tripartit, a pactului tripartit, care spunea, în situația în care una din părți se implică în război, celelalte părți sară în ajutorul partenerului lor. Adică, în iunie 1941, când Germania a atacat Uniunea Sovietică, Japonia, conform acestor înțelegeri, urma să atace și ea Uniunea Sovietică. Dar nu a făcut lucrul ăsta. Și asta a aflat-o Zorghe, unul din cei mai legendari spioni ruși sovietici care era în Tokyo și care a aflat că Japonia nu va ataca. Și el a trimis telegrama asta care s-a văzut pe masă pe biroul lui Stalin. Pentru asta el, post-mortem, în 1962, a primit eroul Uniunii Sovietice. Pentru această știre. Dar era importantă pentru sovietici, pentru că ei știau foarte exact că Japonia nu va ataca. E, amun 1945, Stalin nu putea să nu participe la zdrobirea Japoniei. Mai era, deci, aliatul Germaniei care era încă în război. Americanii aveau suficiente forță ca să lupte independent de ruși. Și s-ar fi implicat, noi nu știm ce ar fi fost dacă, dar era gata sau aproape gata, era bomba atomică la americani, așa, Roma a aplicat-o. Deci aici interesul a fost al lui Stalin. Și Stalin a pronunțat că el dorește să lupte împreună cu aliații la zdrobirea Japoniei, dar condiționat. Și condiția a fost ca Uniunea Sovietică să fie invitată de cineva în război împotriva Japoniei, tocmai pentru a cumva a justifica această încălcare a tratatului de neagresiune între dânsii. Pentru că aici aspectul moral vine. Japonezii au renunțat în 41 să atace URSS și în 45 tu cum să-i ataci? Și atunci Stalin a insistat ca cineva din marii conducători de state să-l invite și asta a fost. Cel care l-a invitat a fost președintele Chinei, Chiang Kai-shek. A făcut oficial acest demers de a participa Uniunea Sovietică la război împotriva Japoniei și în plus Stalin a cerut să îi se cedeze în perspectivă partea de sud a insulei Sahalin, deci arhipelagul Kurile să îi se cedeze și calea transmanjuriană până la portul Dalny, deci Dalian și Port Arthur. Deci aceste două porturi orașe tot să fie cedate Uniunii Sovietice. Și atunci, sigur, că occidentalii au cedat
Iată când se spune în literatură că lumea a fost împărțită la Ialta. Deci aici precizarea este următoarea. Dacă e vorba de Europa, aici împărțirea s-a făcut ceva mai devreme. Pe data din 9 octombrie 1944, Winston Churchill venise la Moscova și a semnat cu Stalin renumitul sau numitul acord de procentaj. Cifrele erau următoarele. În România, URSS ar trebui să aibă o influență de 90%, iar Marea Britanie 10%. În Grecia, influența sovieticilor ar trebui să fie de 10%, iar a Londrei de 90%. În Ungaria și Iugoslavia, ambele ar fi trebuit să-și împartă scările 50-50%. Iar în Bulgaria, sovieticii voiau 75% de influență, iar britanicii 25%. Da, atât au spus Churchill. Adică lumea deja a fost împărțită, dar ceea ce este important, că aici la Ialta, la conferința de la Ialta, toți cei trei mari se iau de acordul ăsta, pentru că acordul de care a spus dumneavoastră a intrat în istorie ca acordul de procentaj, el nu a fost chiar foarte secret. S-a discutat chiar și în Parlamentul Marii Britanii condițiile astea. Și președintele american era la curent cu acest procentaj. Și el este colegii noștri critic, așa cei din România, că ea că ne-au vândut. Știți eu ce vreau să vă spun? În 1944 Armata Roșie a intrat, a trecut frontierele URSS și a trecut adânc în Europa. Cum puteai să-i oprești pe sovietici? În ianuarie 1945 Armata Sovietică era deja la 70 de kilometri distanță de Berlin. Așa, da. Bun, în octombrie 1944, cum puteai să-i oprești pe dinșei? Că ei puteau să ajungă până la Manș, să treacă la Manșul. Și atunci asta a fost o problemă pentru occidentali, mai ales pentru britanici, că Franța a căzut în război, dar aici pentru britanici. Și atunci diferite variante. Și hai cumva să ne înțelegem cu dânsul. Hai să-i oferim ceva ca să salvăm restul. Eu personal nu critic pe Churchill, pentru că cu Stalin nu puteai să, cum să vă spun, cu Stalin, nu puteai neglija niște ambiții ale lui de a cuceri Europa, știți? De a elibera Europa de fascism. Dar atunci i-ai dat ceva și l-ai legat cu un tratat așa cum era el, așa, poate neoficial, dar gentleman, între gentlemen. Și atunci aveai niște posibilități cel puțin să-l oprești aici în estul Europei și salvezi restul. Așa că eu personal nu cred, pentru că Occidentul după asta a făcut tot ce a fost posibil ca să scoată partea asta a Europei de sub influența sovietică. Există o teorie care se vehiculează în rândul opiniei publice și care spune că la Ialta, de fapt, Occidentul a vândut Europa de Est și Europa Centrală. Ori, după părerea mea, este exagerată, pentru că Occidentul nu prea avea ce să vândă. Chiar dacă ar fi încercat să vândă țările din aceste zone, de fapt nu le avea, nu avea cum. În al doilea rând, trebuie să ne uităm la situația frontului din acea perioadă, din februarie 1945. Armata Roșie era deja în România, era deja în Polonia, era deja în cea mai mare parte a Europei Centrale și de Est și era în marș către Berlin. Foarte curând urma să intre în oraș, în timp ce occidentalii debarcaseră în partea de vest a continentului. Nimeni nu mai putea să oprească din acest teribil marș armata sovietică. Stalin știa foarte bine că toate aceste țări pe care le ocupă vor intra în sfera lui de influență. Ori să spui că la Ialta Occidentul a vândut această regiune mi se pare exagerat. Pe de altă parte, aș spune că folosește subliminal în acest moment celor care vor să erodeze relația dintre țările din Europa de Est și țările centrale cu țările din vestul Europei. Churchill a reușit să scape de comunism Grecia. Întrebarea e, avea interes pentru că era o rută comercială importantă pentru Marea Britanie? Ăsta ar fi fost motivul care a stat la baza deciziei lui Churchill de a salva Grecia de comunism? Știți, Grecia a fost aliată cu Marea Britanie și până se începe războiul. Și pe urmă, Italia, când a atacat Grecia,
tocmai a atacat-o ca aliată a Marii Britanii, pentru că în porturile din Grecia staționau corabile militare britanice, erau șantiere de reparații și așa mai departe. Și Mussolini în 1940, când a pornit campania din Albania, campania de cucerire a Greciei, asta au avut în vedere, să pedepsească Grecia pentru colaborare, pentru alianța cu Marea Britanie și respectiv să ofere un cadou lui Hitler. Dar nu a reușit, pentru că campania a eșuat și a fost nevoit să se întoarcă mai spre capitala Albaniei, Tirana, către Crăciunul anului 1940, spre 1941. Acum, când lucrurile s-au inversat, în pofida faptului că în Grecia existau detașamente de partizani pro-comuniste, foarte puternice, deci primejdea venirii comuniștilor la putere pe cale armată în Grecia era mare. Și pentru a evita o astfel de perspectivă și plus a ține cont de alianțele care au fost între Grecia, deci aceste relații de amiciție, nu știu, dar relații de colaborare și de asistență mutuală, ele au funcționat, amul după război, și au spus nu, la greci lăsați. Plus ceea ce spune dumneavoastră, poate interesul față de porturile care le aveau grecii. Până la urmă, cu ce s-a încheiat acea conferință de la Ialta, care au fost punctele principale în acea declarație finală? Eu mă întreb și vă întreb, până la ce concesii au decis să ajungă, să-i ofere lui Stalin concese, compromisuri Roosevelt și Churchill, astfel încât să asigure cumva pacea și stabilitatea în Europa. Deci uitați-vă, în ceea ce privește situația din Europa, ne-am lămurit aici. Ceva concret pentru Europa, afară de declarația despre Europa liberă, asta e altceva, alt document. Organizarea unor alegeri libere da, și corecte. Da, exact. Dar în ceea ce privește această sferă de interes, ea a fost stabilită și în fond respectată. Când vorbim de împărțirea lumii, avem în vedere că cei trei mari știau despre acest aranjament și au tăcut, au fost de acord și au oferit sovieticilor cale spre Japonia, adică în Extrem Orient. Și asta aici sunt criticați occidentale, pentru că nu au fost destul de tari pe poziție ca să nu accepte venirea lui Stalin tocmai în Sahalin și cu insulele Kurile și până în prezent există, știți că, o dispută între Moscova și Tokyo. Da, între noi și nu s-a semnat tratatul de pace până în prezent. Sunt oficial în stare de război. Pentru aceste patru insule, pentru că Stalin a dat mai mult decât i s-a dat. Acum, alte probleme care s-au discutat, deci în ceea ce privește Germania s-au înțeles. Berlinul a fost împărțit. Respectiv iarăși. Berlinul. Deci Berlinul a fost împărțit în sectoare. Este în zone de ocupare, dar Berlinul împărțit în patru sectoare și în perspectivă se va crea Berlinul Occidental. Acum, cu 20 de miliarde s-au înțeles, nu au fost discuții, 20 de miliarde plătite în valută dacă se găsește, dar dacă nu, timp de 5 ani să fie scoase mașinile, unelte, strungurile, tot ce este în stare bună și următorii 10 ani să fie luată producția poporului german, a germanilor care va fi deci realizată pe parcursul acestor ani, să fie însușită de țările de Uniunea Sovietică. Și încă un moment foarte important, tocmai atunci se discuta problema constituirii Organizației Națiunilor Unite. A fost Liga Națiilor, ea avea scopul să păstreze pacea, dar a ieșuat. Și atunci, la conferința de la Moscova din octombrie 1943 a ministrilor de externe, a fost luată decizia să constituie o altă organizație mondială care să păstreze pacea, să țină cont de greșelile, de eșecurile, de slăbiciunile Ligii Națiilor sau Societatea Națiunilor se mai numește. Și atunci, iată că experții au realizat statutul și a apărut o problemă. Cum să fie luate decizii în sensul pedepsirii unor agresori și așa mai departe. Și aici lucrurile s-au blocat și Stettinius, care era secretar de stat al Statelor Unite, venise la Ialta și a expus situația în care s-a pomenit. Părerea lui era ca deciziile să fie luate cu unanimitate de voturi de către cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate, adică Uniunea Sovietică, Statele Unite, Marea Britanie, Franța și China. Și Stalin a fost de acord.
Adică Consiliul de Securitate are 15 membri, 5 permanenți, 10 nepermanenți. Și atunci, așa de procedură se e cu majoritatea de voturi. Dacă când e vorba de intervenții militare, a căștilor albastre, atunci trebuie, sau a embargourilor față de anumite state agresoare, atunci s-a decis aici, la Ialta, ca astfel de hotărâri să fie luate cu unanimitatea de voturi. Adică în istorie este principiul veto. Cine este împotrivă ridică mâna, ceea ce înseamnă că nu este acceptată decizia respectivă. Anume, acea conferință, în cadrul acelei conferințe, a fost sădită inclusiv grăuntele războiului rece, inclusiv după acea conferință a apărut acea cortină de fier între Uniunea Sovietică și lumea occidentală? Știți care e răspunsul? Eu nu cred că la conferința asta. Pur și simplu așa s-a întâmplat în istorie, că alături de marele democrații occidentale, Statele Unite, Marea Britanie, s-a pomenit și URSS, care era un stat totalitar și care considera Stalin personal că misiunea lui în viața asta este de a extinde comunismul cât mai mult. Și aici, revenind la declarația cu privire la Europa Liberă, este un document acceptat de cei trei mari și este în spirit democratic. Adică cei trei mari s-au obligat ca să ajute popoarele din Europa să-și restabilească viața politică, viața economică, să întărească instituțiile democratice, să elimine fasciștii, cum era scris acolo, adică elementele fasciste de pe unde sunt ele și așa mai departe. Și, bineînțeles, pentru alegeri democratice parlamentare și guverne democratice. Până aici toate lucrurile erau clare, numai că Stalin înțelegea că alegeri democratice duc la crearea unor guverne antisovietice și democrații au fost de acord pentru că aceleași alegeri democratice creau guverne anticomuniste, antisovietice. Și bineînțeles că în zonele, în sfera de influență a Uniunii Sovietice, acolo unde tancurile sovietice au intrat, în România, Bulgaria, Polonia, nu mai vorbesc de Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, iată că aici alegerile au fost organizate în așa fel ca să vină la putere guverne prosovietice. Deci ei au avut... Și iată de aici și germenii războiului rece. Adică sovieticii au interpretat în felul lor procese democratice care le convine comuniștilor. Deci Stalin, Uniunea Sovietică, nu și-a onorat unele dintre angajamentele pe care și le-a asumat în cadrul acelei conferințe. Nu și-a onorat aceste angajamente, pentru că alegeri libere înseamnă alegeri libere, nimic altceva. Sau noi știm, luați experiența României, cum au fost provocate fel de fel de manifestații împotriva regiului, împotriva partidelor istorice, au fost falsificate în mod grosolan rezultatele alegerilor. Și este cunoscută fraza lui Stalin, că nu importă cum alege lumea, important cine numără voturile. Așa că el aici, cu experiența din Uniunea Sovietică, a fost extinsă și asupra țărilor numite de democrație populară, știți? De demagogia asta, au ajuns până la asta. Dar, în fond, el sigur că și-a impus modul de organizare a societăților așa cum era în Uniunea Sovietică. Aceleași au fost promovate reforme, dar care s-au limitat la exproprierea proprietăților, la colectivizări, așa că unii mai mult, unii mai puțin, dar în fond modul socialist, modul sovietic a fost impus în țările din estul Europei. Consecințele pentru România au fost nu numai pentru România, pentru România, pentru celelalte țări din Est și din centrul Europei au fost dramatice, imediate și irreversibile. În sensul în care, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat imediat după Ialta la București, ne dăm seama imediat că a fost un calendar bine gândit la Moscova. Pentru că Ialta se termină pe 11 februarie 1945, la două săptămâni vine Andrei Vâșinski la București, la sfârșitul lunii februarie, se întâlnește cu regele Mihai, îi impune demisia guvernului Rădescu, a fost ultimul guvern democrat pe care l-am avut până în 1989 și impune de asemenea guvernul Petru Groza. Este primul guvern comunist la 6 martie 1945, la nicio lună după finalizarea conferinței de la Ialta, când regele Mihai
spun unii martori, i-ar fi spus lui Vyshinsky bine, dar la Ialta s-a discutat, de exemplu, că decizia politică în toate aceste țări să fie luată în urma alegerilor democratice, iar alegerile chiar să fie democratice, nu influențate de o parte sau alta, Vyshinsky a spus, bătând cu pumnul în masă, Ialta sunt eu. Și a trântit ușa. Sigur că Vyshinsky, de fapt, se referea nu atât la el, cât la tancurile sovietice care erau deja pe calea victoriei și era evident că nu se mai putea face nimic. Conferința de la Ialta, dintre toate temele discutate, una mi se pare cea mai mare capcană și cumva o minciună. Este vorba de tema referitoare la alegerile democrate din țările eliberate. Pentru că aceste alegeri, de fapt, nu au fost democrate. Iar Stalin știa că nici gând astfel de alegeri n-au cum să fie democrate, ci vor fi manipulate de Uniunea Sovietică. În acel moment, 6 martie 1945, guvernul Petru Cruza nu putea fi ales prin alegeri. Ca să furi alegerile, ai nevoie să fii parte într-un guvern care se ocupă de organizarea alegerilor, ori comuniștii încă nu erau în guvern. A fost primul pas pe care l-au făcut comuniștii cu sprijinul consistent al Uniunii Sovietice de a se infiltra în guvern, iar alegerile au avut loc un an și jumătate mai târziu, în noiembrie 1946, când au fost alegeri furate, așa cum știm cu toții, nerespectându-se de fapt decizia de la Ialta. Ori, din acest moment, lucrurile au intrat pe un făgaș ireversibil, spuneam, și nu s-au mai oprit până în decembrie 1989. Părerea mea este că, la final, câștigătorul a fost Stalin. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat după conferința de la Ialta, fără doar și poate, beneficiile cele mai multe le-a cules dictatorul sovietic. Cine a obținut tot ce a vrut în rezultatul acelor negocieri de la Ialta? Tot e foarte greu de spus, pentru că ei cam toți au fost mulțumiți de deciziile luate. Nu au fost niște proteste după asta sau niște răsturnări de situație în Parlamentul Britanic sau în Congresul American. Criticile au venit mai târziu și cel care a câștigat, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, a fost Stalin, pentru că el a avut acces în Extrem Orient. Mongolia a rămas sub control sovietic, că calea ferată transiberiană, transmanjuriană, sub control sovietic, două porturi acolo pe care pe urmă le-a făcut cadou lui Mao Zedong. Mai târziu. Dar atunci, au luat, Sahalin au luat, insulele Kurile au luat. Și a impus regim marionetă da, Coreea de Nord, partea de nord a Coreei. Și în Japonia, americanii nu i-au permis să intre în Japonia. Și acolo ar fi fost un cap de pod sovietic. Dar americanii au fost foarte prompți în acest. Deci atât în sensul ăsta, în sensul lustruirii ambițiilor imperialiste sovietice, în sensul în care el, ca mare putere, a dobândit, aici putem să spunem că a avut de câștigat. În afară de asta, a câștigat și statele din Europa de Sud-Est, în special Europa de Est, pentru că și-a impus influența în statele din această regiune. Au câștigat și, da, și Europa de Est. Știți cum, domnul Vasile, câștigul ăsta trebuie tot cumva calificat, pentru că Uniunea Sovietică nu venea cu niște tehnologii moderne, cu ceva important, știți, care să facă concurență tehnologiilor occidentale. Au venit cu niște concepții învechite, utopice, în ceea ce privește egalitatea oamenilor, în ceea ce privește aceste colhozuri. Spuneți-vă, unde există un colhoz? Nicăieri. Și în Republica Moldova, nicăieri. Nu știu, poate în Belarusia s-a mai păstrat. Dar ce e că au venit sovieții, nu mai vorbesc de asasinate în masă. Oamenii intelectuali au fost asasinați. Au fost băgați în pușcărie, au fugit în Occident și așa mai departe. Asta nu a fost o eliberare, cum pretind sovieții. Asta a fost o ocupare și o batjocură la tradițiile populare, la actul democratic, așa cum era el și în România, să zicem. Erau partide politice care concurau între ele, că erau mai bune, că mai rele, că era corupție, nu știu ce. Dar era viața era aranjată. Știți? Și au venit ăștia și intelectualii trimiși la Siget, pe urmă au venit niște oameni necompetenți, oameni care erau fideli regimului sovietic
Și asta s-a întâmplat nu numai cu România. Și iată de unde vine rămânerea asta în urmă față de Occident. Care, în opinia noastră, ar trebui să fie lecția pe care întreaga omenire ar trebui să o învețe din acea conferință de la Yalta, reieșind din negocierile care s-au purtat, dar ținând cont și de circumstanțele care erau atunci? Sigur că trebuie să cercetăm, să studiem documentele acestui for internațional, pentru că a determinat soarta popoarelor din Europa pe mulți ani în viitor. Poporul german a fost scindat în două, știm foarte bine, pentru că zonele occidentale s-au unit, iar zona sovietică a rămas transformată în numita Republică Democrată Germană. Și poporul abia român a fost scindat. Da, la noi nu s-a rezolvat nici până în ziua de astăzi. Este problema asta. Germania abia în 1990 s-a reunit, a fost reîntregită. În multe alte frontierele care s-au tras nu au fost juste. Frontiera Poloniei a fost mutată înspre vest, pentru că voievodatele din estul Poloniei au numit Belorusia de Sfințit și Ucraina de Sfințit, au fost prin niște referendumuri așa înscenate, trecute ca parte componentă a Belorusiei și a Ucrainei și introdus în Constituția URSS, ca teritorii ale URSS. Și atunci când este adevărat că la Teheran s-a vorbit, dar aici s-a confirmat același lucru. Deci s-a propus ca polonezii să ocupe teritorii germanic, un fel de compensație pentru ceea ce au pierdut ei în 1939. O concluzie pentru noi ar fi să dăm aprecieri corecte a ceea ce s-a întâmplat acolo, să vedem care au fost urmările și știind care au fost urmările acestor decizii, să ne programăm astăzi un comportament sau niște atitudini când e vorba de aceeași reîntregire națională a noastră. Este problemă. Că noi suntem stat independent, dar vedeți câte probleme avem, foarte multe. Și problema asta există. Există și pentru frații noștri de dincolo de Prut și pentru noi. Ea trebuie soluționată. Și cu așa mai mare decizie. Ambițiile imperialiste ale Moscovei au rămas aceleași ca și în 1945? Deși Uniunea Sovietică s-a destrămat în 1991, aceste ambiții imperialiste au rămas. Noi spunem, așa, de regulă spunem că Federația Rusă este succesoarea URSS, dar trebuie luat în sens direct. Adică ambițiile de mare putere, ele au rămas. Acum să cei blocului NATO să-și retragă armatele sau armamentul din România, din Polonia, pentru că vedeți dumneavoastră că nu știu ce amenință Rusia, securitatea Rusiei, este absurd, pentru că cei care amenință securitatea generală sunt tocmai rușii. Ei au anexat Crimea în 2014, ei au luat sub control regiuni întinsă din Donbas, așa că ei sunt cei care provoacă această sau determină această insecuritate în zonă. Atunci la Yalta, da, au fost concret, niște sarcini concrete de rezolvat. Dar acum lucrurile sunt clare. Deci această dorință ale Rusiei de a recroi harta, de a interveni, nu mai merg. Există o înțelegere între comunitatea mondială, că frontierele nu pot fi modificate. Fiecare stat independent este membru a ONU, el este subiect a relațiilor internaționale și frontierele nu se schimbă, nu pot să intervii cu forța. Decât în baza voinței sincere și libere a poporului. Da, exact, exact. Atunci când este înțelegere între două părți sau câte părți sunt și plus comunitatea internațională nu este împotrivă, nu se împotrivă, atunci da, se rezolvă problemele. Pentru că avem cazuri când frontierele au dispărut între cele două Germanii, nu mai este. Au apărut frontiere între Cehia și Slovacia în țările foste republici al Iugoslaviei și mai sunt cazuri de astea. Când este bună înțelegere, da. Dar când e vorba de pretenții, când nu recunoști guvernul, când nu recunoști poporul, nu mai merg. Domn profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această lecție. Eu vă mulțumesc. Ne mai revedem cu alte ocazii, doamnelor, domnilor. Vă mulțumesc și domniilor voastre pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate bune!